România decide măsurile împotriva Rusiei, în cazul spionului otrăvit în Marea Britanie. Anunțul lui Teodor Meleca nu îl va înfuria pe Putin. Este foarte important ca România, în cadrul Uniunii Europene, să dea un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales în contextul discuțiilor despre Brexit, în ceea ce privește subliniere reacția la otrăvirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Sergei Skripal, a declarat, luni, ministrul afacerilor externe. Teodor Mele subliniere Canu, informează Ager Press. El a vorbit despre acest caz în cadrul unei conferințe comune de pres cu omologul lituanian Linas Linkevičius. Am discutat aceste chestiuni care au fost dezbătute la Consiliul European sublinierei unde se dore sublinierete la nivelul UE să fie o poziție echilibrat sublinierei coerent din partea tuturor cerilor membre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, dar sublinierea mai important este să dăm un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales în contextul discuțiilor despre Brexit, a afirmat subliniereful diplomației române. Mele subliniere Canu a subliniat ce cara noastră susține colaborarea pe teme de apărare cu Marea Britanie sublinierei după Brexit. După plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dacă aceasta va fi decizia finală, noi ne dorim să avem o relație cât mai strâns pe probleme de securitate sublinierei apărare între Marea Britanie sublinierei Uniunea Europeană, a spus el. Totodată, ministrul român de externe a spus și luni, în jurul orei 16:00, ora României, la Bruxelles, va fi adoptată o decizie care va fi comunicat presei. Arta solidaritatea noastră este un semnal foarte clar ce dorim o evoluție în acest sens. Autoritățile române evaluează în prezent care ar fi posibilitățile de reacție a României. Dorim să ne exprimăm solidaritatea sublinierei în termenul prevăzut, a spus Mele subliniere Canu. În acea subliniere not, ministrul de externe lituanian, Linas Linkevičius, a afirmat că acest caz este o provocare pentru toată comunitatea internațională, care necesită măsuri coordonate dar sublinierei naționale. Pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial, arme chimice militare au fost folosite pe teritoriul Uniunii Europene împotriva civililor sublinierei aceasta merit întreaga noastră atenție. Acestea sunt metode de neacceptat în general sublinierei în special în acest caz sublinierei trebuie să reacționeze adecvat, a punctat oficialul lituanian. Moscova a negat că ar avea vreo implicare în otrăvirea, la data de 4 martie, a fostului dublu spion rus Sergei Skripal sublinierei aficei sale, în primul atac cunoscut cu un agent neurotoxic în Europa după cel de-al doilea război mondial. Marea Britanie a expulzat 23 de cetățeni ruși sublinierei în urma acestui scandal, iar Moscova a reacționat imediat expulzând un număr similar de britanici.